Păi ce să zic? Domnule, sărbătoarea aceasta este un moment foarte important în parcursul acesta economic. Că de fapt, până la urmă, Miorița nu-i numai vers și numai romantism sau ce. Miorița sau oile ca atare, crescutul lor, aveau și o importanță economică. Ăștia din asta se țineau. Și atunci, asta este perioada în care ei primesc oile, sunt meșteri, meseriași care știu cum să le îngrijească, cum să le pască, le primesc, pentru asta ei primesc o sâmbrie, de aceea în Ardeal se spune sâmbra oilor. De fapt, sâmbra oilor este sâmbria oilor, este tocmeala ceea ce spun și fac momentul acesta, în care eu îmi dau oile, eu ca stăpân, așa, le dau la cioban. Ăla le îngrijește, pentru asta eu îi plătesc, așa, iar el îmi dă brânză, urdă și cum îmi pascuie. Așa e dintotdeauna. Așa e dintotdeauna, așa a fost. Toate, sunt și anumite lucruri când ciobanul nu corespunde unor înțelegeri, atunci trebuie să dea cumva din buzunar, că nu e tot la... Trebuie să plătească în alte valori, dacă nu-i dă brânza sau urda, sau anul viitor, nu-i mai dă. Și că se duce vorba ca peste tot. Uite, ăla i-am dat oile, dar mi-a dat caș prost, dar nu mi-a dat cât trebuie. Și mai există o chestie foarte interesantă, și anume faptul că acolo sunt multe primejdii, urși care atacă oile. Și atunci, cum corespund eu? Ori îi aduc urechea, toate oile care sunt de la, sau fiecare stăpân are un semn pe care de regulă pe ureche, îi crestează urechea într-un anumit fel. Și asta se notează undeva. Și atunci îi aduc urechea sau îi aduc bordanul, cum se spunea. Deci, da, bordanul însemnând pielea. Pielea cu lână, cu tot, și eu dau în schimb. Asta.